De Sfânta Zi a Înălțării, elevii claselor a 12-a de la Colegiul Național Pedagogic Carol I și-au înălțat chipiurile spre cer, chiar în curtea renumitei instituții de învățământ. Pentru ei, această zi va rămâne mult timp de acum înainte întipărită în memorie. Cu toții au absolvit liceul Prilej, cu care au organizat ultimul clopoțel, care de această dată a sunat prelung și pentru ultima oară. În cinstea absolvenților, corul Orfeu de la Colegiul Național Pedagogic Carol I a interpretat mai multe melodii, printre care celebrul Gaudeamus. Însă piesa de rezistență care i-a mișcat pe toți, de la elevi până la profesori și părinți, a fost renumita melodie din Liceenii. Pentru elevii absolvenți, promoția 2013-2017 s-a încheiat un ciclu important, iar acum la ușă bate bacalaureatul, un adevărat examen de maturitate, iar pentru cei mai mulți dintre aceștia urmează admiterea la facultate.